Da. Scumpilor, ce să vă spun? Vreau să repet fericirea de a fi. A, păi, dacă tu zici, dați-vă o jumătate de metru mai în spate. Așa să fiu acolo. În primul rând, repet fericirea de a, care o simt, de a sluji cu dumneavoastră și în această parte a lumii atât de importantă și în acest loc atât de important, pe care lumea numește centru. Acum nu știm dacă e centru pământului, că centru orașului nu e, dar centru pământului poate să și fie. Poate să și fie. Axis mundi. Da. Dacă suntem la înălțime, dacă suntem de mână cu Domnul nostru Iisus Hristos, nu poate fi altfel. Mai ales dacă am înțelegem că din Sfânta Evanghelie de astăzi, Domnul Hristos face minuni cu cine crede El, în sensul că înțelege sufletele înăuntru, înțelege adâncul inimii, că ar fi putut să facă minunile cu lumea înconjurătoare, dar a făcut-o numai cu apostolii. Știind El, în primul rând, că acești oameni erau cu sufletul curat și nu e vorba că meritau, că nu merităm nimeni, nu merităm nimeni. Dar când suntem cu sufletul curat, în sensul că suntem sinceri și chiar dacă nu merităm, dorim să fim buni, dorim să ne unim cu Dumnezeu, dorim să facem bine celorlalți. Dorința aceasta este răsplătită. Asta e pentru motiv. Și al doilea motiv, știa că după aceea îi va pregăti pentru predicare. Și atunci le-a făcut minunea, care i-a impresionat, începând cu Sfântul Petru. Ați văzut cum a căzut în genunchi. Ia, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, nu te merit, ești prea mare, prea minunat. E frumos să spui asta. E pe lângă că ești adevărat. Nu toată lumea o spune. El însă, vedeți, încă o dată a demonstrat cât era de zmerit și cât era de sincer. Ar fi putut să spună foarte bine că ai făcut, dacă vrei poți să și mai faci, adică e prea puțin, mai fă. N-a făcut, n-a zis asta, cum mulți o zic. Domnul știa și mai știa încă ceva despre Sfântul Petru, că avea o pasiune și o iubire imensă când o dăruia cuiva și de fapt i-a dat-o. Că la sfârșitul Evangheliei după Înviere, dacă vă aduceți aminte, ca să-i dea puterea de a păstori, i-a zis, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Deci asta este o regulă, a doua regulă, poate că e prima. Cea mai importantă regulă ca să fim ai lui Domnul Hristos și să-L predicăm pe El, este să iubim enorm, imens. Să nu fie nimeni în jurul nostru care să iubească mai mult. Nu știi asta. Dumnezeu știe. Tu pune toată iubirea posibilă. Pentru, în primul rând, pentru dușman. Ce zic în primul rând? Nu pentru că dușmanul merită, ci pentru că e cea mai grea iubire. El însuși a zis, e foarte ușor să iubești pe cine te iubește, pe cine te umple de cadouri, pe cine e lăudat și aplaudat în această lume, pe cine este răsplătit cu sau fără motiv. E mai greu să iubești pe cine e scos afară, cum e cazul aici. De aceea eu încă o dată spun și vă felicit că este un mare merit să iubești fără să fii aplaudat. Toată lumea iubește așa ușor când e aplaudat, când e sigură că iubirea va fi răsplătită, cel puțin cu râsuri, cu aplauze, cu recunoștință, cu bani, cu ce vrei. Când e la mijloc o iubire care nu va fi aplaudată, deci dimpotrivă este criticată. Mai ales când persoana e nevinovată. Dar și de-ar fi vinovat, adică, vedeți, iubirea nu mai arată, nu mai are limite. Nu mai are limite. Așa. Și Sfântul Petru a demonstrat, da, Dumnezeu știa, că el iubea enorm. Și nu știa cât de enorm. N-am fi știut nici noi. Dacă n-ar fi spus tot Iisus, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Și Sfântul Petru nu putea să știe.
ar fi putut zic că eu te iubesc, de fapt a și zis, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Tu știi toate. Dar nu putea să știe că El iubește mai mult decât restul. Totuși, cuvântul acesta demonstrează că Dumnezeu știa că El îi iubea mai mult ca, îl iubea mai mult ca toți. Și atunci a zis, Paște, așa, și toate celelalte minuni. Asta e drumul. Și pentru mine și pentru dumneavoastră. Ziceți că nu e ușor. Nu știu dacă e așa de greu. Și ce alte lucruri sunt ușoare? A urî, de exemplu, a face rău, ți se pare că este ușor, dar nu e chiar foarte ușor. Cine face rău, intră pe o cale din care nu mai poate ieși. Poate ar vrea să iasă, dar nu mai poate. Nu mai e inspirat, nu mai știe calea. Vreau să vă spun altceva. Deci, le-a făcut minunea. Aceasta este argumentul, acesta e argumentul clar că și noi putem să o avem, orică o cerem, orică nu o cerem. Dacă avem minuni fără să le cerem, cum a fost în cazul Evangheliei, asta pentru că Dumnezeu știa că noi o să trebuie să devenim ceva sau să facem ceva foarte important în viață. Și atunci așa a făcut cu Sfântul Pavel. Sfântul Pavel nu merita minunea care a avut-o, în niciun caz. De ce a făcut? Că mai erau alții mai buni ca el. Ba mai mulți erau foarte buni. El a și spus-o. Eu am fost foarte rău, am fost un persecutor. Am urât Biserica lui Hristos. Și totuși Dumnezeu a făcut minunea lui. El știa, vedeți. Așa. Dacă nu-ți face minunea fără să o ceri, cer-o. Deci în ambele cazuri ai minuni. Dar atunci trebuie să o ceri după regulile rugăciunii, care merită să le repetăm mereu. Sunt două jumătate, poate trei, dar două obligatorii, care le știm. Regula rugăciunii este asta, credință fără dubiu. Momentul în care îi ceri și zici, Doamne, fă-mi această minune, sau dă-mi sănătate, dă-mi orice vrei Tu. Îi plac foarte mult rugăciunile de cerere. Cineva poate să zică, nu, că eu vreau numai rugăciuni de mulțumire, asta am mai vorbit-o, dar îmi place să o repet pentru că să ne înțelegem. Când faci rugăciune de mulțumire, tot Dumnezeu îți dă harul, cum să zic, inspirația de a mulțumi. Deci nu e un mare merit al tău. Sau rugăciunea de laudă. Cel mai mult ai nevoie de rugăciune de cerere. Și Dumnezeu se cheamă Mântuitor și Salvator, Iisus Hristos, tocmai pentru ca să te mântuiești, să te salveze de relele pe care care te năpădesc și de aceea sigur, e frumos să-L auzi și asta, dar rugăciunea de cerere e foarte importantă pentru că El oricum te ajută, dar când îi ceri și tu ești conștient și atunci El ți-o face cu mai multă plăcere. Deci să ne rugăm cu credință fără dubiu, nu în timp ce ne rugăm să zicem cine știe dacă totuși mă ascultă. Că uite pe vecina mea n-a ascultat. Multă lume gândește așa. Uite, pe fratele meu nu l-a ascultat și a cerut același lucru. Ceea ce e foarte rău să gândești așa. Că Dumnezeu știe că între tine și fratele tău sunt niște diferențe. Între tine și vecina este o mare, poate ești mai rea tu, nu e important. Nu avem același destin. Deci, e adevărat că poate că un milion de persoane se roagă același lucru și numai unul primește. El nu trebuie să spună, întrucât un milion n-a primit, hai să nu mă mai rog nici eu. Nu e bine. Pierzi. Deci, credință fără dubiu. Cine știe dacă o fi vrednic? Nu ești vrednic. Sigur, nu-ți spune astfel de chestii. Credința fără dubiu este ca o cădere în gol. Sigur fiind că nu cazi în gol. Tu îți dai drumul, dar știi precis că El te ține. Deci, credință fără dubiu. Mai e și a doua regulă foarte importantă care lumea o uită. Insistență. De un milion de ori. Rugăciuni foarte scurte. Eu am acum, de exemplu, o mare nevoie. Ajută-mă la drum. Mă zic toată ziua. Doamne, ajută-mă la drum. Doamne, ajută-mă la drum. Doamne, ajută-mă la drum. Să nu se oprească trenul, să nu cadă avionul. Mii de lucruri. Doamne, ajută-mă. Știe el. Doamne, ajută-mă la drum, dar cu credință fără dubiu și cu insistență.
cere lucrurile cele mai imposibile. Că dacă Dumnezeu a fost în stare să facă o minune necerută, cum a fost în Evanghelia de azi, cu atât mai mult face minuni cerute. Dar se uită jos și privește. Ăștia nu se roagă bine. Uite-te, în timp ce se roagă, se gândește. Cine știe dacă Dumnezeu există? Ce să-i mai zic? Uite, pune-te în situația lui Dumnezeu, care te aude și își știe gândul. Cine știe dacă există? Că mi-au spus la școală că nu e. Dacă nu există. Atunci tu te rogi, dacă există, bine. Dacă nu există, n-am ce. Nu poți să faci așa. Îl jignești. Sau nu e normal. Așa. După ce a făcut minunea, ce a făcut Dumnezeu cu Sfântul Petru și ceilalți apostoli? I-a făcut pescar de oameni. Adică ei au rămas impresionați. Dar au rămas impresionați de minunea că le-a umplut corabia de pești. Fiți convinși că mulți dintre ei s-au gândit, a, ce bine, dacă rămâne cu noi, o să facă mereu așa. Și normal, de ce numai o dată? S-o facă mereu, deci pe restul vieții n-avem probleme. Și totuși, după ce a terminat și a spus aceste minunate cuvinte Sfântul Petru, el le-a zis, o să te fac pescar de oameni. Adică i-a schimbat meseria. E clar. Ha. Nu o să mai fi și de fapt din ziua aceea n-a mai fost pescar. Bine, am mai pescuit așa. Dar nu, n-a mai fost pescar. Să fii pescar de oameni. Foarte greu de gândit. Cum adică? Dar ce e important, de-aia nu vreau că nici să vă țiu prea mult, dar e important să ne aducem aminte că nu e dedicat. Această invitație nu e dedicată lui Sfântul Petru, e dedicat. Orice se spune în Evanghelie către apostoli este spus pentru toată lumea. Absolut toate popoarele, 6 miliarde, 10 miliarde, câte suntem. Toți sunt obligați la acest lucru. Ei nu știu, săraci. Nici creștinii nu știu toți că trebuie să fie pescari de oameni. Toți, fiecare în felul lui. Preotul cu predica, toți cu exemplu bun, bineînțeles, toți cu rugăciunea, toți cu faptele bune, toți cu ajutorul săracilor, ajutorul refugiaților, ajutorul celor din închisori. Asta, lista asta totdeauna am spus-o și o repetăm, merită să ne o repetăm, pentru că fără realizarea listei acesteia n-are valoare nimic. Religios mă refer. Toate slujbele noastre, fără rugăciunea, fără dubiu, fără cu credință, fără dubiu, fără insistență, pe de-o parte. Și fără ajutorul aproapelui dat săracilor, deci sunt categoriile, sunt clare. Le-a spus el în fața tronului ceresc, numai asta te va întreba. Te-ai îngrijit de cei săraci care n-au ce mânca, n-au ce bea, n-au unde să culca? Te-ai îngrijit de cei bolnavi? Te-ai îngrijit de cei bătrâni? Te-ai îngrijit de cei din închisori? Nu neapărat de cei nevinovați. Și de cei vinovați. Mai mult, ăia au mai multă nevoie. Și de refugiați, mai ales de refugiați. Refugiați înseamnă refugiați. Care e obligat să plece din casa lui, să se mute în altă țară. Nu faci bine la aceste chestii, tot ce facem noi, inclus aceste splendori, e comedie, teatru. Și la teatru ne pricepem. Vai, sigur, cum vedeți. Toată lumea face teatru. Acum numai Dumnezeu știe care dintre noi, alături de teatru, că nu pot să renunț la teatru, că fără teatru nu se trăiește. Și ăla serios, și ăla neserios. Știți asta. Și nu ne condamnă că facem teatru. Decât dacă, lângă teatru, nu facem astea. Deci pescari de oameni suntem toți. Predicăm la locul de muncă, dar nu să ne facem... Știm noi fiecare să găsim mii de exemple cu care să aducem lumea la adevăr, la Hristos, la bunătate, poate și fără cuvinte, să nu uităm acest lucru. Sunt foarte multe de spus. Eu vă mulțumesc, nu mai vreau să vă rețiu. Vă promit și promiteți-mi că ne rugăm unii pentru alții. Eu, dumneavoastră, la un capăt al pământului, eu la altul. Acum te recunoașteți că aproape toate familiile românești nu mai sunt de la Nistru până la Tisa. Sunt de la Marea Neagră la Oceanul Pacific, care are așa. Așa că asta e un mare har. Poate să fie o parte negativă, dar ne-am dorit-o 47 de ani.
acest lucru, nu? Deci acum, dacă s-a întâmplat, însemnează că e o împlinire. Dumnezeu a împlinit niște dorințe. 47 de ani românii s-au tot rugat, Doamne, să nu mai fie frontiere. Uite, a venit. Acum nu vă mai plângeți, așa ar zice Dumnezeu. Vi le-am dat pe toate. Aveți pământul la dispoziție. Dar în locurile unde vă duceți, faceți aceste lucruri minunate. Dumnezeu să vă dea sănătate. Deci să ne miruim și să luăm și Sfânta Anafură. Vă mulțumesc din suflet. Și să mai amintim că ieri a fost ziua Părintelui. A, păi da, că mă cheamă Ion. Cine Sfântul a fost Ion și Ioana? Și da. Sfântul Linus. Da, pardon. Și ziua Doamnei Preotese, Mariana. Aia e cea mai importantă sărbătoare. Să le cântăm. Vă mulțumim. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani fericiți, să trăim. Domnul director ne invită la cafea. Deci eu vă invit la miruit, la Sfânta Anafură. Mergem la cafea. Mergeți repede ca să nu se termine.